Din nou în direct, atacatorul lui Donald Trump, Ryan Ruth, a pledat nevinovat în fața instanței la toate capetele de acuzare formulate de magistrați. Mai mult, bărbatul a negat că își dorea să deschidă focul asupra candidatului republican la casalbă. Ryan Wesley Ruth, bărbatul acuzat că a încercat să-l împuște pe Donald Trump, a pledat nevinovat la toate cele cinci capete de acuzare în timpul unei audieri. Individul a fost adus în fața instanței federale din West Palm Beach la doar câteva zile după ce magistrații au prezentat dovezile și argumentele care susțin acuzațiile care îi sunt aduse. Ruth a răspuns cu simplitate, da onorată instanță, atunci când judecătorul l-a întrebat dacă are cunoștință despre acuzațiile care îi se aduc. Avocații săi au refuzat însă să în urma audierilor. Ryan Wesley Ruth, în vârstă de 58 de ani, este acuzat de tentativă de asasinare a unui candidat la președinție, deținerea unei arme de foc în vederea comiterii unei infracțiuni de violență, atacarea unui ofițer federal, deținere ilegală de armă din cauza cazierului juridic și posesie de armă cu seria ștersă. Tentativa lui din data de 15 septembrie de a l asasina pe Republican a eșuat lamentabil, asta după ce un ofițer al serviciilor secrete a văzut Țeva ieșind prin linia gardului terenului de golf, unde se afla fostul președinte. Agentul a tras în direcția lui Ruth, care, dându-și seama de gravitatea situației, a fugit cu o mașină. Cu toate acestea, el a fost prins de polițiștii din Florida și ulterior arestat. Potrivit oficialilor, bărbatul nu a tras niciun foc de armă și nu l-a avut pe Donald Trump în raza sa vizuală. Fostul președinte al Statelor Unite a mai fost ținta unei tentative de asasinat pe data de 13 iulie, atunci când a aflat la un meeting electoral în Pensilvania Silvenia, un atacator a tras un glonț care l-a rănit pe tramp la ureche și a omorât un membru al asistenței.